Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod aici pe România Culturcast. Continuăm seria Next Generation. Alături de mine se află Leha, Ciulian, Marian. Salut, Marian! Salut! Leha, Ciulian, Marian, pilot în competiții de sim racing, pasionat de motorsport și nu numai, ne va dezvălui câteva dintre secretele lui, cum a început cariera în sim racing, pasionat pentru motorsport. Evident, îl vom întreba și despre cum vede el viitorul în sportul cu motor când vine vorba de sim racing și nu numai. Marian, să începem cu o scurtă descriere despre tine, te rog. Salut, sunt Marian, am 18 ani, sunt din Câmpul Moldovenesc și îmi plac foarte mult mașinile, ca orice băiat, altfel. Am înțeles. Cum a început pasiunea pentru motorsport și cum a început cariera de sim racing? Pentru că eu cred că ai o poveste destul de interesantă. Da, am o poveste este interesantă. Când aveam, știu, 8 ani, da, când m-a dus tata la finala de la Baia Mare, de la Drift. Și copil, băiat, da, cum să nu-ți placă mașinile. Și de atunci a început virusul ăsta numit motorsport. Și cumva din 2016, din ce mi-aduc eu aminte, sau cred că mai devreme de 2016, se organizau etape de drift pe Rarău, dar nu sub numele de Road Drift, ci King of Toghe, din ce știu, sau King of Europe. Și știu, țin minte că am fost la o etapă pe Rarău și a fost wow, super, mai vreau. Și de atunci, în fiecare an, n-am lipsit la nicio etapă de pe Rarău. Am înțeles. Și pasiunea asta pentru sim racing, cum ai ajuns? Pentru că tu ai concurat în competiții cum ar fi Romanian Virtual Drift Championship, ai mers și la Digital Rally Series, atât raliu cât și viteză în coastă, pentru că tot se organizează acum și Digital Rally Series Hill Climb. Cum a venit pasiunea asta pentru sim racing, să zic așa? Știu că a început în 2020, acum 4 ani, cu pandemia și tot. Știu că am văzut un videoclip de la federație, când s-a organizat competiția aia digitală cu Campionatul piloții. digital, da. Da, campionatul digital. Și cu câteva luni după, mi-am achiziționat și eu un volan, un Trustmaster, și am zis că de ce nu, că tot așa s-a lansat și Road Drift Games. Știu că așa se cheamă, Road Drift Games. Da. Și ne antrenam toți, adică eu, Skelly, Gabi, Ken, din ce știu. Și așa ne-am format o comunitate și încă ține legătura și în ziua de azi și totul bine. Da, și chiar asta am vrut să te întreb, pentru că tot ai menționat de Rodri și așa mai departe. Spune-mi puțin cum ai ajuns să-l cunoști pe Alex Pădurariu și cum ai ajuns să fii staful echipei lui Alex Pădurariu, pentru că te-am văzut prezent acolo la Road Drift, ori de câte ori a participat el la clasa semi-pro, pentru că el a venit de la Street, de la semi-pro. Eu cu Alex mă știu de când eram mici, adică am copilărit pe aceeași stradă și ieșeam pe afară și, na. Cu timpul am crescut. El a plecat de pe stradă, a rămas acolo și ne-am distanțat așa într-un fel, adică n-am mai vorbit și cred că de vreo 3 ani am început să vorbim iar și de curs tot ok, mers cu el la etape, Am fie ca înțeles. fotograf, fie ca Da. văzător. Și am înțeles că tu vrei să te apuci de Road Drift, vrei să te duci la clasa Street. Spune cum, care sunt planurile pe anul 2024 și cu facultatea și cu cariera în sim racing și cu cariera la Street, pentru că știu că vrei să te apuci de așa ceva. Mă, pe 2024 nu mai am niciun plan ce să-mi fac, că e Pe gata. Pe 2025, scuze, cum a fost? 2025 Da. nu prea pot să-mi fac vreun plan, că sunt a 12-a și vine bacul, mai vine și admiterea la academie și nu prea am timp să le fac pe toate. Așa că prima dată ne axăm pe bac și pe admiterea academiei și după vedem dacă ne rămâne timp și pentru Road Drift. Facem cumva și... Da. Ce crezi că, să zic așa, pentru că tot am menționat de planurile pe anul 2024, ce crezi că ai face în anul 2025, ceva ce n-ai făcut în 2024 și ai face în 2025, ca să completez ideea? Ce aș face pe 2025? Să Da, fac o ceva ce n-ai etapă de făcut în drift. 2024. Să Ah, fac, să mă dau la o etapă de drift la street. am înțeles, deci asta este planul tău. Da, Da, e principal. De ce te-am întrebat treaba asta? Pentru că tot ai menționat de clasa Road Drift Street și așa mai departe, Marian. Vreau să ajungem să dezbatem un subiect foarte important. După cum bine știi, motorsportul este promovat prin două sloganuri foarte importante, și anume starea nu e circuit și campionism pe circuit, nu pe stradă, ca să mai spunem asta încă o dată, pentru cei care se uită prima dată, cei care să mai uitați și tu la ce mă refer.
În opinia ta, ce trebuie să faci sau cum vezi tu rezolvat această problemă? Pentru că oameni de vârsta mea, de vârsta ta și nu mai consideră că asta este circuit și nu vin la evenimente de track day sau nu vin la competiții, cum este Road Drift Street, ca să facem așa o paralelă. Pentru că n-au bani, timp, buget, mă rog, argumente alături de alte argumente. Ce trebuie noi să facem ca această problemă să nu mai persiste și ce trebuie noi să facem ca să oprim cursele de stradă sau așa numitul street racing? Eu personal aș da o lege, bine, până să dau legi mai mult, dar aș da o lege pentru fiecare ăsta teribilist care merge tare pe stradă sau Viteză umană, da, sună face și... drift, orice, să fie direct, adică fără amendă, fără nimic, direct închisoare 5 ani cu executare pentru teribilism. Nu mi se pare ok, adică mor oameni pe capete nevinovați. Adică văd în județul Suceava, că se întâmplă foarte multe accidente și principala cauză este viteza. Adică un accident s-a întâmplat acum 2 săptămâni pe lângă Siret. Un bărbat cu 4 copii în mașină a intrat efectiv frontal într-o mașină de școală ai șoferi și au murit toți. Și pe ăla cu copiii în mașină avea 180 la oră din ce au raportat polițiștii. Și nu mi se pare ok, adică pentru Da, ce? și faptul că crezi că promovarea competițiilor de motosport, cum este Road Drift Street, viteza în coastă, raliu și așa mai departe, chiar și competiții de track day, de tip track day, hot lap competition, time attack și așa mai departe, crezi că sunt benefice pentru a atrage oamenii să meargă către aceste competiții organizate? Pentru că vorba ta, într-adevăr, sunt mulți teribiliști pe șosele. Asta este adevărat, într-adevăr. Competițiile de top, adică raliu, rallycross și viteză în coastă, astea nu le putem băga în aceeași oală cu, să zicem, super slalom, slalom paralel, road drift, street, pentru că sunt alte costuri și alte mânării, da? Adică eu aș îndruma un viitor pilot, să zic, care văd că merge pe stradă tare, eu l-aș opri personal și ai zice, bă, uite, dacă vrei să mergi tare pe circuit, mergi la un track day, îți cumperi frumos un set de gume, mai pui benzină și mergi și te dai o zi întreagă pe circuit și ți-ai descărcat toată adrenalina. Adică, mi se Mai pare că ales, putem să oprim chestia asta da, prin și mai ales promovarea. promovarea competițiilor organizate. Și chiar asta am Da. putut că s-a organizat Moldova Cup, Moldova Spring Cup, sau nu mai știu cum s-a numit competiția la Speed Park, la Bacău, organizată de George Hopjilă, deja organizat, pe lângă un track day, a organizat și o competiție de time attack. Deci e clar că începe în zona aceea Moldovei să se organizeze foarte multe evenimente de tip track day, pentru că probabil mulți o zic că e destul de departe Prejmerul, ca să zic așa, sau Motorpark România, sau Transilvania Motorin, să zică, domne, e destul de departe de mine, dar pe cât de departe parcă, pe atât de apropiate sunt dacă îți dorești să faci treaba asta. Deci nu este nimic imposibil dacă vrei să ajungi acolo și să-ți testezi adrenalina într-un cadru organizat, despre asta este vorba. Marian, pentru că ne apropiem de finalul interviului și vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai acceptat invitația. De asemenea, o să vă las tot ce înseamnă social media în descriere când vine vorba de Marian, ca să puteți să luați legătura cu el acolo, să-i dați un follow, un mesaj și așa mai departe. Dar, de asemenea, dacă doriți să-i adresați întrebări în secțiunea de comentarii, chatul este deschis, așadar, secțiunea de Q&A acolo în comentarii și puteți să adresați toate întrebările în măsura timpului pe care îl are, pentru că ați văzut și voi, este ocupat cu bacul, cu admiterea la facultate și nu numai. Vreau, Marian, înainte să ne apucăm de final, să-mi spui dacă mai ai alte argumente în afară de cele pe care le-ai spus, înainte să mă apuc de outro-ul de final. Da, voiam să zic că legat de chestia ce mi-ai zis-o tu cu viteza pe stradă, cunosc pe cineva care are Ford Focus RS, adică Ford Focus RS e o mașină puternică din ce știu, are 2-3 cu boost, vreo 280 de cai sau chiar 300, e și omul merge tare noaptea pe străzi, se dă de-a latul prin parcări și nu-mi place chestia asta, adică eu prefer totuși să am un anturaj cât de cât ok, nu teribiliști care merg tare, vitezomani care au adrenalină în ei să meargă tare pe stradă, nu. Adică și eu când merg cu cineva în dreapta, eu n-am încredere în ăla că, bă, eu o să ajung înapoi acasă întreg. Da, și asta este într-adevăr adevărat, dar așa cum am spus, veniți la cât mai multe evenimente de track day.
consultați pe social media, website-uri, anunțuri și așa mai departe, căutați aceste cadre organizate ca să puteți să vedeți exact cum se desfășoară, evident, cu regulile aferente, pentru că și asta contează foarte mult, și cu mașinile foarte bine pregătite la rândul lor. Evident, puteți vedea și cu mașina de stradă, asta ca o mică paranteză, dar pe lângă mașina de stradă puteți să vedeți și câteva mașini de curse care merg și în cadrul altor campionate. Da, într-adevăr, ai dreptate, să sperăm că anul 2025 va fi interesant. Evident, anul 2024 a fost super din toate punctele de vedere când vine vorba de motorsport și de competiții, mă rog, de piloți români în competiții internaționale și competiții naționale, atât auto cât și moto, ca să completez. Să vedem anul 2025 ce ne rezervă și, într-adevăr, hai să vedem, dragilor, să dezvoltăm motorsportul, pentru că, din punctul meu de vedere, și numai dezvoltarea motorsportului ține de fiecare în parte. Iată, și competiția de sim racing sunt o alternativă foarte bună dacă vrei să-ți descarci adrenalina într-un cadru organizat, dar și sim racing-ul poate să fie o pregătire foarte bună pentru viitoarele competiții, pentru că, după cum bine știți, deja sunt foarte multe echipe de tradiție și în competiții de top care folosesc, mă rog, simulatoarele, vreau să zic sim racing-ul, simulatoarele pe post de antrenament pentru a te pregăti pentru mașinile oficiale de concurs, ca să le zic așa. Și da, dragilor, vreau să-mi spui, Marian, un mesaj pentru fanii motorsportului, fanii tăi, fanii echipei lui Alex Pădurariu, fanii driftului, fanii sim racing-ului și așa mai departe. Veniți la curse, nu vă mai dați pe stradă. Da, scurt și la obiect, dragilor, Leha Ciulian Marian, mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai acceptat invitația. De asemenea, vreau să-i lansez invitația lui Marian, faptul că poți invita și alte persoane pentru Next Generation Motorsport People sau Female Racing Drivers sau, evident, și Motorsport Internațional acolo cu interviuri exclusiv în limba engleză, pentru că am început de ceva timp și acea serie. Și, evident, dacă doriți să apareți într-una de aceste patru proiecte de tip interviu mai nou, pentru că avem și al patrulea proiect de tip interviu, luați legătura cu Marian, Marian va lua legătura cu mine, după care stabilim o zi, o oră și o dată convenabilă, în așa fel încât poveștile voastre să fie auzite și ascultate din toate punctele de vedere, carieră, rezultate, competiții și așa mai departe. Și cum ați început cariera, pentru că fiecare a început cariera de motosport așa cum a putut, evident, dar evident, cum începi, așa continui, așadar, ai început bine, continui bine, ca să completezi acest aspect și nu numai. Dragilor, următoarea întâlnire cu lumea motorsport, cine urmează la aceste patru proiecte de tip interviu, nici eu nu știu, însă Marian a lansat invitația și eu la rândul meu mai contactez alte persoane pentru a le face auzită și ascultată povestea. Dragilor, până data viitoare, eu am fost Barculat Andrei, alături noastră din nou Leha Ciulian Marian, baftă în anul 2025 cu bacul, cu admiterea, cu competiția la care vrei să mergi. Țineți minte, sala nu e circuit, asfaltul, scar, let's go racing room și țineți de că sunteți cei mai tari. Toate cele bune, pe curând!